Întâlnirea consilierilor a fost una de sărbătoare dedicată zilelor municipiului Târgu Jiu și s-a ținut în sala Maura Palatului Administrativ. Ședința a început cu intonarea imnului orașului, iar printre invitați s-au numărat parlamentari de gor și șefi de instituții deconcentrate. Atât președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu, cât și prefectul Liviu Andreu au avut numai cuvinte de laudă la adresa primarului Florin Cârciumaru și a consilierilor locali. Cei doi le-au înmânat edililor mai multe diplome. O diplomă de excelență și înscrisul de onoare vă rog să-mi vedeți să-l ofer unui primar Florin Cârciumaru pentru munca depusă pentru dezvoltarea cetății și pentru parteneriatul care l-am avut și munca pe care am depus-o împreună de-a lungul timpului și când am fost inspector general și acum și felul în care am abordat cu celor ce fel de discuție. Este o realitate, nu este o glumă, nu sunt vorbe mari. Vă mulțumesc! Stimați consilieri, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care am lăsat-o de a fi prezent astăzi la această zi mare din viața reședinței noastre de județ, municipiul Târgu Jiu. Primarul Florin Cârciumaru a profitat de moment pentru a-și lua rămas bun de la cei doi viceprimari de care se va despărți în cazul în care va obține un al cincilea mandat. El i-a mulțumit lui Gabriel Sanda pentru sprijinul acordat la intrarea în administrația publică. Edilul a amintit și cum l-a cunoscut pe Ioan Roman Bărbuț în perioada când era un simplu student și cum și-a riscat cariera politică pentru a lucra cu acesta. Trebuia să-mi aleg pe altcineva viceprimar. Nu! Am respectat hotărârea biroului executiv PSD din acea vreme și în acea clipă, în acel moment, fără să-l consult vreodată, am spus da, nu sunt de acord cu ce propunere faceți, eu vreau să lucrez de acum încolo cu domnul inginer Roman, care mi-a fost, mă rog, exemplu la nivel de copilărie, la nivel de student, ce era în vremea aceea în comuna Negomit. Ioan Roman Bărbuț i-a izbucnit în lacrimi când a auzit cuvintele lui Cârciumaru și a promis că va rămâne mereu alături de administrația locală. Momentul este unul deosebit în viața mea. Îi mulțumesc, domnul primar, pentru că a avut încredere. M-am bucurat să fie convins că nu l-am dezamăgit. Atât Ioan Roman Bărbuț, cât și Gabriel Sanda au primit câte o plachetă ca semn de recunoaștere a întregii activități.